Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a Lui să-i fie slava în veci. Amin. Îi mulțumim Lui Dumnezeu de harul de a fi împreună în această seară. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că putem fi în casa de rugăciune unde se cheamă numele Său, în liniște și pace, lăudând pe Domnul și închinându-ne Lui în duș și în adevăr. Măriți să fie Domnul! Totodată permiteți-mi să mulțumesc fratelui păstor Titus de invitația de a fi între dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze păstorul, familia lui și pe dumneavoastră toți. Știți dumneavoastră, în Scriptură stă scris: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Acum fiecare să se întrebe pe sine însuși dacă se bucură când îl cheamă soția sau soțul sau părinții cheamă copiii. Dar când fratele Titus mi-a spus să vin la Caransebeș, frate Titus, m-am bucurat în sufletul meu. Dar vreau să vă mai spun ceva. Dacă medităm la cuvântul acela, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, eu aș vrea să vă întreb, dumneavoastră la casa Domnului, vă și bucurați? Mă bucur că sunt la casa Domnului la Caransebeș. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi doresc aici la casa Domnului la Caransebeș să nu uitați că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Așa spunea David. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ascultă rugăciunile mele, spunea el. Și spune fie, să spună fiecare în dreptul lui, conștienți că rugăciunea care a fost înălțată, chiar și pentru fratele bolnav, Dumnezeu a auzit-o și spunem, Doamne, lucrează. Amin. În seara aceasta, prin îndurarea Domnului, m-am gândit să nu vin singur și vorbeam cu fratele păstor, ce zici dacă aș mai lua pe cineva cu mine? Pentru că, vedeți dumneavoastră, în seara aceasta trebuiam să fie 8 fete, la final s-a întâmplat ceva, una a rămas și am venit cu 7. Dar vă mulțumim că ne-ați primit și așa, Dumnezeu din cer să vă dea har și îndurare. De ce este nevoie de cântăreți în casa Domnului sau de ce am luat în seara aceasta și eu un grup de cântăreți cu mine? Vedeți dumneavoastră, Scriptura spune prin Apostolul Pavel, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta nu este o dedicație pentru păstori sau pentru cei care trec pe aici. Este pentru toți, și surori și frați. Cine vorbește, cine are posibilitatea aceasta și sănătatea să comunice, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și la casa Domnului, și acasă, și la servici, și în societate. Cuvântul Domnului trebuie vestit și ținut mai sus, ca un drapel. Dumnezeu să ne ajute! Dar, dacă își l-aș întreba pe fratele Dani, ce trebuie să cânte cu corul, sau orchestra ce trebuie să cânte, știți ce spune în Psalmul 119? Versetul 172 spune așa: să cânte limba mea cuvântul tău. Așa să ne ajute Domnul. Unul vorbește cuvântul, altul cântă cuvântul și împreună suntem lucrători în casa lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. De aceea au venit și fetele, de aceea au cântat și tinerii și fie ca atât cântarea, cât și mesajul transmis să fie sub tungerea și binecuvântarea lui Dumnezeu, spunem amin. Amin. Am observat un lucru la dumneavoastră. Încep să-mi schimb părerea. Am observat un lucru, vi-l voi spune pe parcurs dacă Domnul mi ajută și nu uit. Revenind la cuvântul Domnului care a fost citit, spune Scriptura, luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, cu mare atenție, cu mare grijă. În primul rând, haideți să ne gândim unde ar trebui să umblăm. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel într-o împrejurare în Evanghelia după în Cartea Faptele Apostolilor, a capitolul 16. Apostolul Pavel a ajuns, spune el, am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracea, a doua zi ne-am oprit la Napoli și de acolo ne-am dus la Filipi. Și scrie în versetul 13... În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Să nu uitați, frați și surori, duminica sau peste săptămână, când ușa aici este deschisă la casa de rugăciune,
umblați, alergați la casa Domnului. Doamne ajută! Într-o împrejurare vorbea apostolul Pavel și spunea: călcați pe urmele mele. Dacă așa stau lucrurile, hai să urmăm pașii lui Pavel și să fim totdeauna prezenți la locul de întâlnire, la casa de rugăciune. Doamne ajută la aceasta! Și dacă ar fi să mergem mai departe, să urmărim pașii slujitorilor, am observat că la dumneavoastră, păstorul dumneavoastră are un obicei. Și de data aceasta zice: haideți să călcăm pe urmele slujitorului de la Caransebeș. Spune cuvântul Domnului în cartea Vechiului Testament, la Neemia, următoarele cuvinte. Capitolul 8, versetul 5 și 6. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Și până aici așa s-a întâmplat și la dumneavoastră. Slujitorul vine, stă aici mai sus, deschide cartea, dumneavoastră ridicați pe picioare, stați și ascultați. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel Mare, așa a făcut și slujitorul dumneavoastră, să umblăm sau să călcăm pe urmele lui. Și spune mai departe: și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: amin, amin. Și fratele păstor a spus amin și biserica n-a spus amin. Nu vă supărați, dar hai să învățăm ceva. Dacă este vorba să umblăm, să avem grijă, să umblăm pe urmele acelora care Domnul ni le-a pus în fața noastră. Și nu o să vă supărați că v-am spus lucrul acesta. Știți dumneavoastră, poate zice cineva, dar ne silești. Știți ce a zis Domnul Iisus într-o pildă? Spunea ucenicilor și celor de atunci în pilda aceea: siliți-i să intre, vă dorim să dați năvală, și care mai rămâne în urmă, îi silim din spate să se integreze pe această cale și, în mod special, cum zicea Pavel, călcați pe urmele mele. Dumnezeu să vă ajute! Dar hai să revenim și Noul Testament. Apostolul Pavel vorbește la 2 Corinteni de data aceasta și spune Scripturile în capitolul 1, cunoscute versete de dumneavoastră, folosite de atâtea ori, un lucru despre care aș dori să amintesc în continuarea celui citit din Vechiul Testament. Versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în El sunt da. Și zice Pavel așa: de aceea și amin pe care îl spun eu. Așa scrie. Și amin pe care îl spunem noi, adică Biserica Domnului, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Amin. De aceea, surorilor și fraților, vă rog în numele Domnului, din seara aceasta când mai veniți la casa de rugăciune, alături de scriptură, alături de telefon, de poșetă, să luați și pe amin cu dumneavoastră. Și când păstorul încheie de citit și zice amin, tot poporul să zică amin spre slava lui Dumnezeu. Când a terminat corul de cântat așa de minunat, zic, Dumnezeu să-i binecuvânteze, amin, tot poporul să zică amin. Au cântat orchestranții aceștia și chiar spuneam fratelui Titus, mă, zic, când văd băiatul acela la trompetă, mi-aduc aminte de tinerețea mea. Că și eu mă străduiam să mai suflu în trompete și să cânt. Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii dumneavoastră, să laude pe Domnul în toate zilele vieții lor. Amin. Și dacă am stabilit lucrurile acestea în mintea și în inima noastră, să nu uităm. La casa Domnului, fiecare dintre noi trebuie să-L laude și să-L slăvească pe Dumnezeu. Și aminul care îl spunem este spre slava lui Dumnezeu. De aceea, pentru că El merită toată lauda, slava, cinstea și stăpânirea, îl slăvim pe Domnul și în forma aceasta, spunând acest cuvânt, spre slava lui Dumnezeu. A Domnului să fie lauda în veci. Amin. Amin. Revenind la cuvântul Domnului, care a fost citit, mi-aduc aminte, înainte de a spune aceasta, că fratele păstor a început cu versurile cântării: atât am căutat rostul vieții. Am căutat și noi rostul vieții și am căutat rostul vieții și am ajuns la casa Domnului și
Vorbea fratele păstor de psalmul acela frumos despre care psalmistul Asaf spune că fericirea mea este să-L caut pe Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu. Având în vedere versetul acela amintit de fratele, Domnul Iisus Hristos când era pe pământ a spus câteva cuvinte și aș dori să le citesc sau să le amintesc din Luca, capitolul 12, capitolul 11, versetul 28, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus stătea de vorbă cu o femeie și a spus următoarele: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Surori și frați, tineri de la orchestră și de la cor, și noi toți sau de la balcon, este o fericire că astăzi de dimineață am putut să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Este o fericire că în seara aceasta avem posibilitate din nou să stăm la părtășie frățească în prezența Domnului și din nou să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai atâta, să-L și împlinim sau să îl păzim în zilele vieții noastre. Doamne ajută! Fericirea de a auzi cuvântul lui Dumnezeu este foarte importantă pentru că este mai important decât un film la televizor, decât o emisiune care este transmisă, decât știrile de la media. Cuvântul Domnului ne produce sau ne oferă fericire sufletelor noastre. Prin cuvânt am avut posibilitatea să auzim despre planul lui Dumnezeu, despre faptul că s-a întrupat cuvântul și a venit pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos care a adus harul despre care se cânta și prin har suntem mântuiți prin credință, binecuvântat să fie numele Domnului. Având în vedere că am auzit cuvântul, am crezut cuvântul, El Dumnezeu prin cuvânt ne-a mântuit, slăvit să fie Domnul. De ce? Apostolul Iacov spunea într-o împrejurare în capitolul 1, versetul 28: primiți cu blândețe cuvântul sădit în inima voastră, care vă poate, ce face? Mântui sufletul. Slăviți să fie Domnul. Am auzit cuvântul. Cuvântul a lucrat în viața noastră. Cuvântul a fost acela care a lucrat la mântuirea noastră, Duhul Sfânt ne-a luminat mintea și cuvântul și Duhul Sfânt lucrând împreună la viața noastră ne-a dus la statura aceea să cădem la picioarele crucii Domnului Iisus la Golgota, să ne recunoaștem starea și El, cuvântul, ne-a ridicat de acolo, ne-a umplut de o viață nouă, ne-a născut din nou ca astăzi să trăim ca și copii ai Domnului, binecuvântat să fie numele. Știți valoarea cuvântului Domnului în vremea trecută, în vremea prezentă și în vremea viitoare? Spune Scripturile următoarele, că Dumnezeu a zis să fie lumină și cum a rostit Domnul cuvântul, așa a fost, căci cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, este viu și lucrător, mărit să fie Domnul. În Noul Testament, dacă vreți, te trecem mai repede. Spune cuvântul Domnului că un om s-a dus la Domnul Iisus Hristos și i-a zis: fiica mea adineauri a murit, dar vino, puneți mâinile peste ea, roagă-te pentru ea. Și s-a dus Domnul Iisus în casa lui Iair. În casa lui Iair, el, cuvântul întrupat, știți ce a făcut? A dat pe toată lumea afară, a rămas cu părinții și cu câțiva ucenici, trei la număr, și n-a făcut nicio mătanie, n-a avut nicio baghetă magică. A rostit, a spus: fetițo, scoală-te! Și cuvântul s-a împlinit, măriți să fie Domnul! Permiteți-mi să vă aduc aminte din nou că cuvântul Domnului lucrează și astăzi și este viu, are aceeași putere, aceeași valoare, are aceeași tărie, numele Domnului să fie binecuvântat. Și este o fericire să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care este făcătorul nostru și creatorul cerului și pământului. El este cuvântul. Cuvântul lui ne-a dus pe noi la această statură de copii al lui Dumnezeu. Cuvântul lui l-am auzit și cuvântul lui dă viață și azi. Doamne, cercetează-ne prin cuvântul tău. Vedeți dumneavoastră, într-o altă împrejurare, Domnul Iisus Hristos cu ucenicii călătoreau spre cetatea Nain. Umblau din loc în loc. Misiunea era să vestească Evanghelia, împărăția lui Dumnezeu, spunând oamenilor: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, că împărăția cerurilor este aproape.
Și cât de aproape e față de noi? O, Doamne, ajută să fim gata! S-a apropiat de cetatea Nain și din cetatea Nain ieșa de acolo o mamă, o văduvă. Spune cuvântul Domnului că Domnului Iisus i s-a făcut milă de femeia aceea văduvă. Și pentru văduvele de la Caransebeș Domnul are milă. Numele Lui să fie binecuvântat. Și pentru tinerii de la Caransebeș Domnul are milă. Numele Lui să fie binecuvântat. Dar nu numai că are milă, că degeaba am milă de cineva dacă nu pot să-l ajut cu nimica. Dar are un cuvânt de spus și cuvântul Lui este viu și astăzi și lucrează. Și în dreptul acelei femei văduvei, făcându-i se milă de ea, s-a apropiat de raclă, punându-și mâna, a spus: tinerelule, scoală-te! Și tânărul s-a sculat. De ce? Pentru că cuvântul este viu și lucrător și cuvântul este Iisus Hristos, Domnul nostru, a Lui să fie slavă în veci. Dragii mei, oamenii aceștia, Iair, văduva din Nain, după ce s-a întâlnit cu Domnul, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, au fost părinții aceștia fericiți? Au auzit cuvântul? Cuvântul a produs în familia lor fericire? Cuvântul Domnului produce în viața noastră și în familiile noastre și în casa Domnului fericire? Dumneavoastră ce ziceți? Amin? Așa este. Ne fericește căci întâlnirea cu Domnul schimbă viața, schimbă gândirea și ne naște din nou iertându-ne de păcate și uitând starea noastră. Și nu degeaba a zis omul lui Dumnezeu David în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată. Este fericirea când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Când îți stă în față, când îți vorbește, când îți transmite cuvântul Său, este fericirea de a căpăta iertare în numele Lui și prin jertfa Lui, binecuvântat să fie Domnul. Și de fericirea aceasta, mulți de aici am avut parte și îmi doresc ca Domnul să mai fericească persoane aici, iertându-le păcatele. Doamne, lucrează! Doamne, adu la viață pe cei mici. Fetița aceea spune Scriptura că avea aproximativ 12 ani, în jur de 12 ani. Celălalt era un tânăr, dar Dumnezeu se ocupă, dragii mei, și de oamenii maturi. Aduceți-vă aminte de Lazar, mort de 4 zile în mormânt, Domnul poruncește, dați piatra la o parte și apoi, după ce se roagă tatălui, el spune: Lazare, vino afară! Cine era acolo? Cuvântul! Și cum a fost rostit cuvântul, așa s-a și împlinit. Și Lazar a ieșit afară. O, Doamne, mai spune un cuvânt la Caransebeș. Mai apropie-te de mormintele celor morți și scoate-i afară prin cuvântul Tău. Mai apropie-te de copii și adu-i la viață, Doamne, ca ei împreună cu părinții să-L slujească pe Domnul vieții, umblând pe calea Lui. Dumnezeu să ne ajute! Și calea Lui ne aduce la casa Domnului, la părtășie cu El. Și revin la cuvântul Domnului care spune următoarele: având în vedere să fim foarte atenți pe unde umblăm, luați seama de să umblați cu băgare de seamă. În Vechiul Testament avem un bărbat primit în familie printr-o făgăduință. Bărbatul acesta se numea Samson. El a fost judecător o perioadă în Israel. Dar vedeți dumneavoastră, deși a fost născut prin făgăduință, omul acesta n-a fost așa de atent la umblarea lui pe pământul acesta. De aceea, frați, surori, tineri, tinere, coriști, de ce nu toți care suntem aici, atenție cum umblăm. Omul acesta la un moment dat a luat drumul spre Timna. Drumul spre Timna era cel mai periculos, sau este după Scriptură, cel mai periculos drum. La Timna a ajuns Iuda, fiul lui Iacov, și s-a întâmplat un dezastru. La Timna coboară și omul acesta. Frații mei și surori, nu umblați, nu coborâți în jos la Timna. Acolo este locul unde se practică cea mai neplăcută imoralitate. Păziți-vă! Și Biblia spune: fugiți de curvie! Doamne ajută! Drumul spre Timna ruinează suflete.
Drumul spre Timna dezbracă pe om de harul lui Dumnezeu și de mântuirea lui Dumnezeu. De aceea, păziți-vă ochii, păziți-vă gândurile și păziți-vă sufletul. Dumnezeu să ne ajute. Uitați-vă la David, să luăm și un exemplu pozitiv, cum spunem. El când aude că e vorba de casa Domnului, el, da, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, sunt gata, mergem la repetiție, că el era mai marele cântăreților. Mergem la repetiție la cor, mergem la repetiție la orchestră, mergem la grupul de tineri, mergem la studiu biblic. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, dați năvală. Cu mic, cu mare, Doamne ajută la aceasta. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Avem o problemă în vremurile noastre. Toți se cred înțelepți. Toți se cred că știu tot. Fie că e tânăr, fie că e om în vârstă, fie că este o domnișoară de pe băncile școlii, fie că este o bunicuță. Dar, dragii mei, haideți să citim câteva lucruri din Cartea Domnului. Omului Dumnezeu Iacov spune câteva cuvinte și aș dori să le citesc în privința aceasta. Ce ne învață el? Și spune Scriptura astfel. Capitolul 3. Citesc, începând cu versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, trăcească. Revin. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Se pune întrebarea. Poate unul va spune eu, sau niciunul nu va spune nimic. Dar ascultați, cine este înțelept și priceput, prin purtarea lui bună, se va vedea că este înțelept și priceput. Apoi mai spune cuvântul Domnului, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii, în ele se văd dacă ai înțelepciune și pricepere. Și acum nu te uita la cel de lângă dumneatale. Uită-te la dumneatale personal. În umblarea dumneatale pe pământul acesta, ai umblat cu atenție, cu băgare de seamă și se vede înțelepciunea care vine de sus în viața dumneatale, așa cum spune Iacov, prin purtare bună, slăvit să fie Domnul dacă e așa. Se vede prin fapte bune făcute cu blândețe, dacă e așa, slăvit să fie Domnul. Drum bun tot înainte, așa. Dar dacă nu este așa, dacă nu se vede o purtare bună la copii, dacă nu se vede o purtare bună la părinți, dacă nu se vede o purtare bună la muncitorul credincios, la patronul credincios, e vremea să ne smerim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, iartă-mă, n-am umblat cu băgare de seamă și nici cu înțelepciune pe calea aceasta, vreau să mă pocăiesc, Doamne ajută! Repet și nu uitați, pocăința nu se trăiește doar la botezul în apă. Pocăința se trăiește în fiecare zi și în fiecare clipă a zilei sau a nopții. Până vom pleca de pe pământul acesta, sub forma pe care a rânduit-o Dumnezeu în dreptul fiecăruia. Versetul următor, versetul 16, spune așa, 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. O, dragii mei, ca să avem înțelepciune care vine de sus, Biblia spune așa, eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Dumneavoastră știți Biblia bine. Domnul să vă binecuvânteze. Și știți ce a zis Pavel într-o împrejurare? Mă lupt totdeauna, Doamne ajută-ne și nouă, ca înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să am un cuget curat. Ca într-un cuget curat să locuiască înțelepciunea care vine de sus. De aceea, atenție la gânduri, atenție la ce cugetați, la ce meditați.
Biblia ne vorbește că Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui și prin sângele Lui ne-a curățit și cugetul nostru și îi mulțumim de harul acesta. Să nu lăsăm dar cugetul nostru și mintea noastră în deșertăciunea gândurilor lumești și păcătoase, ci să purtăm în mintea noastră gânduri sfinte. Doamne ajută! Un om sfânt are gânduri sfinte și are fapte și comportamente sfinte de copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Luați seama, dar în umblarea dumneavoastră. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, sau cum spune aici Scriptura mai departe, blândă, ușor de înduplecat. Și dacă dumneavoastră, într-adevăr, vă bucurați, așa cum afirmați, așa cum îmi place să cred, că Dumnezeu v-a și binecuvântat cu înțelepciune de sus, de astăzi încolo veți fi și mai silitori să fiți prezenți călcând pe urmele apostolului Pavel la casa de rugăciune. Să fiți gata atunci când apostolul Pavel de astăzi de la Caransebeș spune amin, toți să spunem amin spre slava lui Dumnezeu. Spune mai departe, ușor de înduplecat, dacă vreți, în termenii noștri, la lucruri sfinte, la lucruri bune. Dumnezeu să ne ajute și meditați și gândiți la lucrurile de sus, că cele de jos toate sunt trecătoare. Cel ce este sus, El este veșnic și vrea acolo unde este El să fim și noi. Doamne ajută la aceasta! Spune mai departe, plină de îndurare. Unul din atributele lui Dumnezeu, spunea cartea Domnului în Exodul, că Dumnezeu când îi se descoperă lui Moise, spune că Dumnezeu este un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Dacă este să privim la plângerile lui Ieremia, Ieremia spune că Dumnezeu îndurarea și bunătatea și înnoiește în fiecare dimineață. Și apoi în psalm, dacă este să privim, spune următoarele, prin îndurarea ta, prin îndurarea Domnului, intru în casa ta și mă închin cu frică în templul tău. Așa să ne ajute Domnul. A, dragii mei, dacă Dumnezeu și-a arătat atâta îndurare față de noi, hai să fim și noi ca El, îndurători cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Apoi mai spune Scriptura, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pacea, zic, Doamne, fă-ne parte de ea. Fiți fii ai păcii. Fiți oamenii care trăiți neprihănirea. Și în primul rând, să nu uitați la încheierea acestor versete, să nu fie în viața niciunuia dintre noi prefăcătorie sau fățărnicie. Înțelepciunea care vine de sus, spune Scriptura, este fără părtinire, nefățarnică. Știți fariseii prin ce se caracterizau în vremea Domnului Iisus Hristos? Aluatul fariseilor, vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Chiar zice, păziți-vă de aluatul fariseilor, rămâneți în înțelepciunea care vine de sus, că ea ne duce la viață, binecuvântat să fie numele Domnului. Hai dar să umblăm ca fecioarele înțelepte, sau cum spune aici cuvântul Domnului, să umblăm ca niște înțelepți, fie ca Dumnezeu să ne facă parte de înțelepciunea sa. Mai departe spune, și trec foarte repede, răscumpărați vremea. Modul de răscumpărare a vremii este în mai multe direcții. Răscumpărați vremea timpul liber, citind Scriptura, rugându-vă, lăudând numele Domnului prin cântare, învățând o poezie sau versuri din Scriptură. Dar, hai să citesc un verset din Cartea Domnului, avem posibilitate să mai răscumpărăm vremea și în alt mod. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință. Este un mod de a răscumpăra vremea. Am posibilitate să fac un bine. Și cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci în timpul care ne stă în față să răscumpărăm timpul și să facem binele, Doamne ajută! Mâna întinsă și pentru cel care are nevoie de ajutor. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți răscumpărând vremea și în modul acesta. Și continuă Scriptura și zice că zilele sunt rele. Nu traiul vieții rău. Nu ne lipsește îmbrăcămintea sau mâncarea. Nu, nu, aceasta le avem din belșug și mulțumim Domnului că ni le-a dat. Avem și o casă
și o mașină, sau poate alții au mai multe, mă rog. Cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, uitați ce ne învață, cu privire la aceste lucruri materiale pe care le avem. Și citesc la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia. Ai o casă, ești bogat. În primăvara acestui an am trecut prin Oltenia, într-o anumită zonă. O familie stătea undeva pe un deal, avea patru pereți, unul din pereți era din lemn, din scândurele de lemn, celelalte trei erau din cărămidă văiugă, cum se mai spune, sau cărămidă crudă, mă rog, de pământ, acoperită cu acoperiș de țiglă foarte veche, așa, tot ondulat. Când am intrat în lăuntru, era o sobă din aceea de lemn, de cărămidă cu o plită și un fum înăuntru de nu puteam să stau. Curent nu aveau, baie nu aveau, apă curentă acolo în casă nu aveau. Am rămas foarte impresionat. Față de familia aceea, noi suntem bogați. Nu vă făicăriți, românul are obiceiul ăsta, vai săracul de mine, că dacă n-am casa la ultima generație, nu-i bine. Sunteți bogați că aveți o casă. Sunteți bogați și Dumnezeu v-a binecuvântat cu lucrurile acestea, punct de vedere material. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. Și scrie aici, care ne dă toate lucrurile din belșug. De ce? Ca să ne bucurăm de ele. Le aveți? Bucurați-vă de ele! Dar rețineți, vă rog, nădejdea noastră e Dumnezeu, nu casa, nu mașina, nu contul bancar. El este Mântuitorul nostru, numele Lui fie binecuvântat. Dacă așa stau lucrurile și zilele sunt rele, în zilele acestea rele, ce ar trebui să facă un om? Ce face un om când peste el sau familia lui vine un val de boală, de suferință? Strigă către Domnul. În zilele rele, în vremurile acestea rele, așa cum se aude în stânga și dreapta, că le știm, nu le amintim de aici, tocmai în aceste zile rele e vremea să răscumpărăm timpul în mod special al rugăciunii și fiți oameni ai rugăciunii. Doar câteva gânduri în privința aceasta. Aduceți-vă aminte de Daniel în Cartea Domnului. Spune Scriptura că oamenii din jur, colegii lui, s-au hotărât să-l dea jos din poziția care era, le stătea lor în cale, dar la un moment dat, pentru că n-au găsit nimica cu ce să-l prindă, știți ce lege s-au dus să dea la împăratul? Nimeni să nu se mai roage. Ei, asta a vrut diavolul din toată vremea, ca poporul Israel și copiii lui Dumnezeu să nu se roage. Și dacă în vremea aceasta diavolul luptă împotriva noastră în aceste vremuri rele, este că vrea să ne determine să nu ne mai rugăm. Tocmai de aceea în zilele rele, mai mult ca oricând, ca și până acum, haideți să punem accent pe viața de rugăciune. Doamne ajută! Știți ce a făcut Daniel? Când a auzit de edictul acesta că n-are voie să se mai roage, el nu a zis, bine a făcut, gata, nu mai mă rog, am scăpat. Păi COVID, nici la adunare nu mai merg. Nici mâna cu frații nu mai dau. Știți ce a făcut Daniel? Vă rog, rețineți, fratele Titus amintea aici despre niște învățături repetate care devin apoi la rândul lor. Dacă ați fost atenți, vă aduceți aminte, nu le mai repet, că altfel nu sunteți atenți la ce spune slujitorul local. Ei, omul acesta, în viața lui a făcut ceva repetat. Cum făcea și mai înainte, a intrat în casa lui la rugăciune. Ce-a făcut ieri? S-a rugat. Ce-a făcut săptămâna trecută? Daniel s-a rugat. Ce-a făcut anul trecut? S-a rugat. Anii în urmă, ce-a făcut? S-a rugat. Și cu toată rugăciunea lui, a ajuns în groapa cu lei. Frați și surori, rugați-vă neîncetat, spune Scriptura. Acolo în groapa cu lei, cu o piatră pusă un bolovan mare deasupra, nici el să nu iese, nici lei să nu iese, să nu iese nimeni, nici să nu intre nimeni. Citesc despre măreția planului lui Dumnezeu cu el și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Aș dori să citesc cuvintele acelea că îmi sunt tare dragi. Daniel 6, versetul 21 și parte din versetul 22.
Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate. Omul care s-a rugat constant în trecutul lui, până și când a fost interdicția să nu se mai roage. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, mărire Domnului. Om al rugăciunii din Caransebeș, nu ți opri rugăciunea, continuă rugăciunea, pune accent pe rugăciune, vei fi în groapa cu lei, dar acolo Domnul coboară prin îngerul lui, aducând izbăvirea, mărire lui. Nu vă pierdeți credința, nu vă pierdeți nădejdea. Domnul care ascultă rugăciunea dumneatale zi de zi, an de an, vine și vremea rezolvării, numele Domnului să fie lăudat. Spuneam fratelui păstor Titus în scurta noastră discuție despre un coleg de-al nostru care, unul din copiii dumnealui, a luat o altă direcție. Și ce frate, trebuie să ne punem la rugăciune. Ne punem. Și a trecut un an, și a trecut doi, și au trecut patru, și au trecut cinci, și în spre al șaselea an mă sună anul acesta, am o veste. Spune-o, fiul meu s-a întors la Domnul. Măriți să fie Domnul. Vă îndemn, dar nu opriți rugăciunea. Trăiți viața de rugăciune. În zilele rele, fiți înțelepți și fiți oameni ai rugăciunii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, timpul s-a scurs. Doresc doar să mai amintesc câteva cuvinte din cartea Domnului de aici. Cuvântul Domnului ne vorbește despre aceste zile rele și apoi scrie, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Binecuvântați de Dumnezeu cu înțelepciunea care vine de sus, fiecare dintre noi să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Căci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, a voastră, spune Pavel. Voia lui Dumnezeu este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, fie numele lui binecuvântat. Și voia lui Dumnezeu din versetul acesta, spune mai departe în versetul 18, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și care e voia lui Dumnezeu în vremurile rele? Să avem în vedere să nu ne îmbătăm de vin, căci aceasta e de străbălare, adică să nu ne lăsăm amețiți de păcatele lumii acestea și de fără de legile lumii în care trăim, ci în vremea aceasta să fim plini de Duh. Și aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel peste el. Aduceți-vă aminte că ucenicii, pe când erau adunați la oaltă, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți care erau acolo, fie binecuvântat Domnul. Aduceți-vă aminte că la stăruințe, la rugăciune, Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt peste dumneavoastră și peste dumneavoastră și peste noi, măriți să fie Domnul. Și în vremurile acestea rele, dacă vreți să umblăm cu băgare de seamă, avem nevoie de călăuzire, avem nevoie de apărător, de paraclet, avem nevoie de cineva care să ne cârmuiască, avem nevoie de cineva care să ne mâne și acesta este cel făgăduit de Domnul, Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care îmi doresc să fie revărsat peste întreaga adunare. Doamne, umple-ne de Duhul Tău! De aceea aș vrea să închei ca fiecare dintre noi să vegheze asupra umbletului său, să dea dovadă de înțelepciune care algă la locul de rugăciune, unde Domnul ascultă rugăciunea, unde Domnul revarsă Duhul Sfânt, unde inima noastră este umplută de pace și de bucurie, unde roada Duhului Sfânt se coboară și locuiește din belșug în noi și prin darurile Duhului Dumnezeu lucrează și azi, mărire Lui în veci. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în vremea aceasta să fim oameni vegheatori. Vegheați și rugați, vă spunea Domnul Iisus. Vegheați! Cel care veghează asupra căii sale este omul care veghează în rugăciune și nu va cădea în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, ca să nu umblăm ca cei care sunt neînțelepți. Doamne, păzește-ne! De aceea mi-aduc aminte de versul unei poezii care spune următoarele. Biserică, mai veghează, nu te lăsa biruită, nu știi clipa, nu știi ceasul când Iisus o să apară. Scaldă-ți fața în suspine, ochii spală-ți de somn și ascultă, în miez de noapte se aude un ecou. Vin curând, se aude în noapte, glasul celui veșnic sfânt,
rugați-vă azi ca niciodată, Doamne, vino mai curând. Amin.